Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș a organizat în sala Barbu Știrbei spectacolul patriotic Aceasta este țara mea, dedicat Zilei Naționale a României. Foaie verde plopuscatul, ei, foaie verde plopuscatul, plânge Ardealul și Banatul. Plânge Ardealul și Banatul, Moldova și tot regatul. Din Constanța până la Cluj și din Giurgiu până la Ruș, fac să-ți sară ochii-n grele, găurind pământ cu ele. Măi, frate, păi noi românii suntem mândri. Păi noi românii suntem mândri. Țara noastră, am dat totul pe fereastră, măi, frate, măi, și ne pălim, nu vindem țara, și ne pălim, nu vindem țara. Și suntem dezamăgiți, dar totuși aici este acasă. Și acasă sunt oameni minunați care își fac datoria acolo unde muncesc. A fi patriot nu înseamnă ca pe data de 1 decembrie să spui la piept cel mai frumos tricolor. A fi patriot nu înseamnă să cânți cel mai tare imnul național pe data de 1 decembrie. A fi patriot înseamnă să ducem toți acolo la locul de muncă al fiecăruia pe umeri țara românească. La mulți ani! Cosmin Andrian. Fă cât de mult bine poți, folosindu-te de toate puterile tale, în toate felurile, în toate locurile, oricând. Fă cât de mult bine poți, pentru toți oamenii cu care ai de-a face atâta timp cât vei trăi. Și vei trăi. Și vei simți că trăiești atâta timp
cât vei face asta. Orice-ai fi și oriunde te-ai tot duce, cât ai fi de rău sau cât de bun, că mai crezi sau nu mai crezi în cruce, cel mai greu îți este de Crăciun. Bate vântul, bate dinspre țară, suflă-n rând cu sare și pelin. Bate vântul și te-nchide afară, rudele vizită nu vin. Când se strâng străinii pe la case și lumini se aprind în pomii lor, ți se face frigul frig în oase și de acasă ți se face dor. Bate vântul, bate dinspre țară, suflă-n răni cu sare și pelin. Bate vântul și te-nchide afară, rudele în vizită nu vin. Bate vântul, bate dinspre țară, suflă-n răni cu sare și pelin. Bate vântul și te-nchide afară, rudele în vizită nu vin. Centrul Județean de Cultură și Creație a pregătit o serie de evenimente pentru călăreșeni în această perioadă. Ele debutează astăzi, pe data de 1 decembrie, mulțumim încă o dată, cu acest spectacol patriotic dedicat călărășenilor și care aduce oarecum această frumusețe a Marii Uniri aici pe scena Centrului Județean de Cultură. Am adunat pentru dumneavoastră astăzi din toate colțurile județului cei mai talentați copii. Ei vor veni aici cu obiceiurile și cu tradițiile acestei zile, cu cântece patriotice și cu tot ce are călărașul mai frumos. Ansamblul folcloric Bărăganul urcă pe scenă în acest moment. El este coordonat de profesorul Lucian Teodorescu. Le urăm succes și le dorim și lor astăzi la mulți ani! Thank you.
aplauze pentru minunații noștri copii, tinerii ai acestui județ, ai acestui municipiu, care vin de fiecare dată cu spectacole în fața dumneavoastră. Următoarea artistă care va urca în fața dumneavoastră se numește Catinka Leu, este briliantul Centrului Județean pentru Cultură și Creație, ea venind de fiecare dată cu premii la toate competițiile unde merge și unde ne reprezintă cu succes. Bună, Catinka, la mulți ani și ție și succes! Mulțumesc! Mulțumim că ești de fiecare dată alături de noi.
Inga a vorbit foarte frumos pe note muzicale despre cât de frumoasă este țara și colțul de rai în care ne aflăm și noi trebuie să cinstim aceste locuri în care ne-am născut și în care o să creștem și o să creștem copiii și familiile noastre. Un loc de rai este și Bucovina. Nu este de acolo, este din Călăraș. Următoarea artistă se numește Cătălina Tudorache, însă ne va prezenta și ea astăzi, tot pe note muzicale, cât de frumos cântă cucul acolo, în Bucovina.
Mulțumim frumos, Cătălina Tudorache, călărășanca noastră și ea prezentă în emisiuni ca Next Star și acolo unde sunt talentele, mâna de talente din Călăraș, acolo este prezentă și ea. Partenerii de fiecare dată la evenimentele Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș este Palatul Copiilor și acolo avem copii talentați care vin de fiecare dată în fața dumneavoastră cu obiceiuri, tradiții, cântece, dans. Ei astăzi sunt în fața dumneavoastră coordonați ca de obicei de doamna profesor Lavinia Vasile și mi-am permis să le citesc și numele pentru a-i cunoaște și dumneavoastră: Riana Dumitrașcu, Diana Dinu, Irina Ion, Daria Ghiță, uitați cât de frumoși sunt, Cosmin Țuțorcă, Luiza Tudor, Patricia Voina și Mara Stan. La mulți ani, copii, succes! Și noi, nici măi e, când și-a subit roi, ți-i va subi.
ansamblul folcloric Bărăganul al Centrului Județean de Cultură și Creație, frumusețe în formă pură aici și pe scena spectacolului patriotic organizat de Centrul Județean de Cultură, de Consiliul Județean, Primăria Municipiului Călăraș și Palatul Copiilor. Următoarele artiste le-ați mai văzut astăzi, vor urca cu alte două piese, De vrei să știi ce înseamnă român, ne spune Catinca Leu, iar România mea va fi interpretată de Cătălina Tudorache, călărășanca noastră care urmează și cursurile Liceului de Muzică Diogenes. Deci culcă cerul, fruntea lungă-n brad bătrân. Stând la foc aprins de blânda luna, sub lucir de stele vei găsi acel român. Versul Mioriței să ți-l spună, prin povestea vorbe ne se tinge va purta. Cine-i fi și de oriunde ai venit, raiul nostru îl vei îndrăgi. Te vrei să știi ce înseamnă român, întreabă munții și corunța bun. Ascultător la ciocărlie, cântat de cuzori, ce vin opera noi de sărbători. Mulțumesc!